Dragile mele gospodine, bună ziua și bine v-am găsit sănătoase din nou. Dragile mele, astăzi am să vă spun cum fac eu o răcitură de purcel delicioasă, foarte gustoasă. Dragile mele, în primul rând aleg carne de purcel. Deci carne de purcel pun diverse părți. De exemplu, capul este important cu urechile. Vedeți ce am pus aici. Buture de purcel. Am pus și o căpățână cu urechi. Adida și cum se mai cheamă piciorușele astea micuțe, pentru că acestea, având os, îi dă un gust foarte bine, deci osul fierbând dă un gust deosebit. Deci dulceața, de fapt, iese și din carne, dar mai mult din os și gelatina, bineînțeles. Urechi, cap de porc, buturi de porc. Am pus această carne, am spălat-o bine, am proporționat-o și am pus-o la fiert, în apă fierbinte. De ce am pus-o în apă fierbinte? Pentru ca această răcitură să nu iasă tulbure, să nu iasă, să aibă o culoare plăcută, să nu iasă tulbure. Vedeți? Așa. Deci am pus-o în apă plocotită, la fiert, după ce a fiert cam jumătate de oră, când carnea a fost fiartă pe jumătate, am pus morcov, ceapă, păstârnac și ardei roșu. Și sare, bineînțeles. Deci sare am pus-o mai târziu, cam peste o jumătate de oră. Vedeți ceapa? I-am lăsat aceste sficuri, aceste, ca să nu se desfacă, să rămână întreagă. Și acum a fiert carnea foarte bine, foarte bine, deci carnea s-a fiert bine și a lăsat toată dulceața. Nu trebuie să puneți delicat, nu trebuie să puneți absolut nimic, pentru că morcovul, păstârnacul, ardeiul îi dă o dulceață, ceapa îi dă o dulceață, ies niște răcituri nemaipomenite. Acum opresc focul și o las să se răcească. Pun usturoiul, bineînțeles, care dorește poate să pună și un pic de piper negru, după gust, fiecare ce dorește. Eu pun usturoiul și o las să se răcească bine. Așa carnea absorbe usturoiul și când se răcește, încerc să iau grăsimea. Vedeți, grăsimea nu prea s-a făcut, foarte puțină, deci am spumat-o în timp ce fierbea tot timpul. Dar dacă o să rămână un strat de grăsime, o să-l iau ușor, o să-l înlătur, o iau cu un polonic mai micuț și apoi cu, vedeți, cu hârtie de bucătărie absorb. Ce mai rămâne? Ca să rămână răcitura limpede. După ce s-a însiropat usuroiul, bine, scot carnea, strecor zeama. M-am zis, scot grăsimea care o să mai rămână, depozitul de grăsime, bineînțeles, dacă o să mai rămână ceva. Și apoi pun în platouri și las ca să se prindă. Vedeți, nu trebuie absolut nimic, nu trebuie delicat, nu trebuie gelatină. Deja această carne de purcel are foarte multă gelatină, de la urechi, de la cap, de la picioare. Și o să iasă niște răcituri minunate. O să vă arăt rezultatul final când o să termin, când o să fie răciturile gata. Acum vă pup, vă las și vă doresc o zi frumoasă. Pupici cu scurpici, vă lasă mama, vă pupă mama dulce. Vedeți, am făcut un cazan mare. Sănătate multă!